Clopoțelul primei zile de școală a sunat și pentru elevii Colegiului Național Grigore Moisil din capitală. Rând pe rând, elevii au pășit cu emoție pragul unității de învățământ. Am început un nou an școlar plin de emoții, cu bucurie ca la orice început, cu speranța unui an școlar de excepție, așa cum ne-am obișnuit la Colegiul Național Grigore Moisil. Prima zi de școală a fost emoționantă, mi-am întâlnit colegii, cu care sunt sigură că o să mă înțeleg foarte bine și aștept de la noul an școlar să am rezultate foarte bune. Prima zi de școală a fost frumoasă, emoționantă un pic. Colegii sunt prietenoși. Suntem în prima zi de școală la Colegiul Național Grigore Moisil, cu clasa a 5-a, niște copii foarte drăguți și cuminți. Sperăm să avem un an plin de realizări, cu rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade. Foarte curioși și emoționați au fost și copiii de clasa 1 și clasa 0 ai școlii metropolitane din sectorul 3 al capitalei. Începutul de an școlar ne aduce împreună, ne bucurăm împreună, muncim împreună și suntem fericiți împreună. Cele mai mari emoții le-au avut însă elevii de clasa 8-a și cei de clasa 12-a, pe care îi așteaptă vara viitoare două examene dificile.